câștigați să îmbrace niște tricouri inedite de culoare galbenă. Reșițenii, susținuți de 15.000 de spectatori fanatici, au abordat meciul cu prudență, atacurile poziționale ale Stelei, aducând o primă mare ocazie în minutul 10, când, lansat în careu de Lincar, Luțu a șutat peste poartă. Treptat, rosonerii au devenit mai curajoși, dar sistemul defensiv al militarilor, alcătuit din 5 oameni, a rezistat destul de bine cele câteva ocazii pe care și le-au creat gazdele, fiind blocate de apărarea imediată, albanezul Duro excelând la capitolul intercepții. După canonada din minutul 23, gazdele puteau marca 5 minute mai târziu, când șutul lui Savu a trecut pe lângă poarta lui Ritli. Ultima fază notabilă a primei reprize a fost lovitura de cap trimisă peste poartă de Pelici. Rezultatul de la pauză, 0-0, echitabil după desfășurarea meciului, nu anunța iureșul din partea a doua. Având în mare nevoie de 3 puncte, elevii lui Victor Roșca au început repriza secundă mult mai ofensiv, dar au lăsat spații mai mari în apărare, de care au profitat steliștii, care au avut o primă șansă de gol prin Miu, care a șutat pe lângă poartă de la 20 de metri. În minutul 53 s-a produs deschiderea scorului. Ciocoiu a controlat un balon aruncat în adâncime, i-a pasat lui Roșu, golgheterul returului a pătruns pe partea stângă și a șutat formidabil, învingându-l pe Urai. Lovitura primită l-a demoralizat pe gazde, care puteau totuși egala 2 minute mai târziu, șutul lui Pogăcean din poziție excelentă fiind deviat în corner de Baciu. Contraatacurile militarilor au devenit tot mai devastatoare, dar Lăcătuș, angajat în careu, a șutat din prima pe lângă poartă, anunțând totuși golul al doilea al oaspeților. Pe partea dreaptă, Baciu a devenit tot mai periculos, pătrunde după o pasă primită de la Lăcătuș, centrarea acestuia fiind reluată în voleu de Luțu, dar Urai reușește să boxeze. Victor Roșca a crezut până la capăt în victorie, elevii săi au început să asalteze poarta lui Ritli, dar șutul lui Leontin Doană trece pe lângă. Era minutul 84 când Duro l-a lansat pe nou intratul Trică, ex-craioveanul a lovit ciudat balonul păcălindu-l pe Urai, portarul gazdelor a respins în bară și pe fază Dănciulescu a punctat. Cu doar 6 minute înainte de finală, CSM Reșița părea condamnată la minus 17 la adevăr. Neatenția steliștilor a relansat practic partida, Perșa pătruns pe stânga a centrat și complet nemarcat, Zotincă a reluat în plasă. Spiritele s-au încins, publicul protestând vehement la o întrerupere a jocului pe care au interpretat-o drept tragere de timp, aruncând obiecte pe teren. Cele 5 minute de prelungire indicate de centralul Anghelinei au oferit Reșiței o nouă șansă. Soarta partidei s-a jucat practic în minutul 95. Trică a ratat incredibil și imediat pe contraatac reșițenii au adus mingea în marginea careului de 16 metri, de unde Vali Ștefan a prins un șut de excepție, aducând Reșiței punctul speranței. Rezultat final, CSM Reșița Steaua 2-2 după un meci disputat corect, la un nivel mult peste media diviziei A.